Bună ziua, doamnelor, domnilor și dragi copii! Suntem în prag de Revelion, adică la un pas de marea sărbătoare a trecerii dintre ani. Indiferent că te găsești în România, la București, Sibiu sau Cluj, la Londra sau la Paris, știu sigur că vei serba cu mare fast trecerea dintre ani. Oamenii din toată lumea petrec noaptea de Revelion cu cea mai mare bucurie, cu focuri de artificii minunate și voie bună, pentru a întâmpina anul nou cu veselie și cu speranța că va fi un an mai bun decât cel ce tocmai se încheie. Știați că romanii i-au dedicat prima zi din an lui Janus, zeul porților, al intrărilor și al începuturilor? Chiar și numele lunii ianuarie provine tot de la Janus, zeul cu două fețe, una îndreptată înainte, iar alta înapoi. Deși în vechime anul nou începea în luna martie, totuși un împărat roman, Iulius Cezar, pe numele său, a stabilit prin lege ca ziua de 1 ianuarie să fie prima zi din an. Și așa a rămas până în zilele noastre. Dar nu vreau să vă țin o lecție de istorie sau de drept roman. Așa că vă mai spun doar că eu îmi doresc de la 2022 să fie anul care să ne aducă bucurie și fericire. Eu sunt Bianca Oprea. La mulți ani cu bine tuturor!